bine v-am găsit, mă simt foarte bine. Este o nouă provocare pentru mine. Sunt nerăbdător să-mi încep noua aventură și mă bucur că am ajuns aici. După aproape 600 de meciuri oficiale la cel mai înalt nivel, inclusiv echipe naționale, soarta te-a adus și la Iași. Ce a contat mult în alegerea ta? Cred că cel mai mult în alegerea mea a contat faptul că la Iași se află Nea Cornel Schweitzer, pe care îl cunosc de foarte mult timp. Cred că ne cunoaștem Nea Cornel de 14-15 ani. Avem o relație foarte bună și am simțit că mă dorește foarte mult să fim aici, așa că am acceptat această provocare. Ai apucat să vezi un joc al Politehnicii în acest sezon? M-am uitat. Care e prima impresie așa? Cum ți s-au părut băieții? Mereu este loc de mai bine. Este o echipă nou promovată, o echipă care încearcă să se regăsească. O să vină, probabil că o să mai vină noi jucători, dar există potențial și cu multă muncă și disciplină, cred că putem avea rezultatele dorite. Până acum, Coco, ai venit doar în calitate de adversar. Există vreo comparație între ceea ce simțeai atunci și ce ai văzut acum, când ai intrat pe poarta stadionului? Da, e totul schimbat în bine față de 2015 sau 2016, este anul în care am venit ultima dată aici. Acum sunt bucuros să văd că totul este schimbat în bine, totul este renovat, clubul progresează și sunt convins că în următorii ani o să fie din ce în ce mai bine aici. Dintre colegi cunoști pe cineva? Ai fost în vestiar cu unii? Cu Claudiu, cu Belu. A venit și Claudiu aici și el mi-a fost coleg la Astra pentru un an de zile. Pe ceilalți nu-i cunosc, dar sunt un băiat destul de sociabil, așa că nu-mi fac probleme din acest punct de vedere. Publicul ieșean, cum ai simțit ca adversar și ce așteptări ai de la suporteri acum? Suporterii trebuie să vină alături de noi. Încercăm să facem o echipă competitivă. Suntem încă la început. Ei trebuie să aibă răbdare și să susțină meci de meci echipa. O să mai treacă un pic timp până când echipa o să fie la potențial maxim, așa că ei trebuie să ne susțină și să se bucure de fotbalul pe care îl oferim. Și fotbalul românesc, cum îl vezi? Cum l-ai văzut în ultimii ani din exterior? Din păcate, cred că a regresat. Am văzut acest lucru, un ritm în calitate, dar să sperăm că pe viitor o să fie mai bine. Colaborarea cu Leo Grozau, cu Radu Sardescu, cum o vezi? Nu știu, sunt nerăbdător să încep colaborarea și cu Leo. Nu l-am avut niciodată ca antrenor. Pe Radu l-am avut, m-am înțeles foarte bine cu el. Știu cum lucrează, este un profesionist și un antrenor foarte bun și cred că o să avem rezultate bune împreună. Mult succes! Mulțumesc frumos! Bun venit, Silviu, încă o dată. Mă bucur enorm de mult că te afli printre noi și putem lucra împreună. Asta e cel mai important. Exact cum a spus și Silviu, ne cunoaștem de foarte mult timp, în perioada când era tot tineret și tot timpul l-am susținut, pentru că a fost o serie de 5 jocuri, că a fost amicali oficiale la Botoșani în perioada 2009-2010, ultimul un meci de calificare cu Anglia și nu numai, și după când a fost la prima reprezentativă, la fel, cred că am fost la un turneu împreună, în Brazilia-Paraguay. Și am avut o relație de respect, cum încerc tot timpul să am cu toată lumea, nu numai din sport. Și mă bucur, nu pentru că Iașu, trebuie să recunoaștem, avea nevoie de un jucător cu experiența lui Silviu și mă bucur enorm de mult că a ales Iașu și sper să continuăm și să fim sănătoși și din sezonul următor, nu? Da, pentru că, normal, cu siguranță, la prima impresie, ceea ce mi-a spus Silviu, a văzut un oraș curat, un oraș minunat și sper și noi împreună să reușim obiectivul propus de noi și să ne dorim mai mult la Politehnica, pentru că în ultimul timp, într-adevăr,
am reușit să aducem niște jucători cu experiență, un Mihai Bordeanu, la fel, un jucător care a avut o contribuție la evoluția lui în fotbal și în fotbal românesc, la nivelul primei ligi. Mă bucur că a ales să revină acasă, în zona Moldovei, și nu numai la fel Ciobanu și ceilalți noi veniți care am încercat să completăm lotul, exact lucru pe care l-am și declarat la finalul sezonului trecut, când ne-am bucurat cu toții pentru revenirea Politehnicii în Superligă și iată că ușor, ușor lucrurile se așează și sperăm să facem un lot competitiv, pentru că am văzut impactul cu prima ligă, nu e ușor. Toate echipele au căutat să se întărească și să supraviețuiască în primul rând în Superligă. Va fi un campionat dificil, dar noi sperăm ca lucrul care l-am discutat și cu Șlare Marca și Silviu să creștem de la meci la meci și să arătăm, să satisfacem în primul rând publicul ieșan. Pentru că avem un public cald și sperăm să fie și mai cald de aici încolo alături de noi. Pentru că trebuie să recunoaștem, am avut parte de un debut, un program destul de greu. Ne așteaptă la fel o serie de 3 jocuri unde avem nevoie de susținere și fac încă un apel la publicul ieșan să aibă încredere în noi, că vom încerca să arătăm o echipă bună la nivelul primei ligi. Asta încercăm. Ce așteptări aveți de la Silviu odată cu venirea lui, un jucător experimentat? Credeți că se schimbă ceva în bine, în vestiar, când iese echipa pe teren, în fața miilor de suporte? Tot timpul, de când sunt în fotbal, de 27 de ani, nu vreau să mai enumăr jucătorii pe care i-am avut, dar tot timpul am ținut să avem în vestiar cu un jucător cu experiență, cu personalitate, la un nivel mult mai bun, pentru că vor crește și cei tineri în valoare, în primul rând. Și Silviu este un model pentru noi, pentru Clubul Politehnica. Sunt sigur că și ceilalți vor avea doar de învățat de la experiența lui Silviu, prin lucruri care l-ați remarcat, prin cele aproape 600 de jocuri la nivel ridicat. Sigur, ultima decizie a antrenorului, dar cât de pregătit este Silviu să intre, să apere poarta Politehnicii Iași? La cum arată, chiar la meciul cu Craiova, la cum arată Silviu, nu trebuie să ne grăbim, o să decidem împreună cu antrenorii, mai ales că Radu Sardescu îl cunoaște foarte bine, când va fi momentul prienic, momentul oportun. 2-3 săptămâni, cred. Sunt sigur că Silviu va apărea în poartă și important e să debutăm cu dreptul. Asta e cel mai important. Dar, repet, am cerut tot timpul răbdare, pentru că suntem, chiar dacă suntem o nouă promovată, au venit câțiva jucători importanți și au nevoie de acomodare și de omogenitate. Silviu, tu când te simți pregătit să debutezi? Păi, eu de 2 luni sunt în vacanță, dar a fost o vacanță activă, pentru că m-am menținut împreună cu tata, am făcut antrenamente specifice la Craiova. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc. E într-o formă extraordinară la cei 68 de ani. Am nevoie de, nu știu, de 2 săptămâni de antrenamente cu echipa. Trebuie să-i cunosc pe băieți, trebuie să știu pe băieți. Și când antrenorul o să considere că sunt pregătit, sunt nerăbdător să debutez. Doamne ajută! Mult succes! Mulțumesc! Mult succes, Silviu! Mulțumesc! Mulțumesc.